Acum trecem, prima variantă a fost cu TSCO, acum trecem la varianta cu OISCO. Automat se modifică ștrapurile pe PLL, se pune ce trebuie și atunci iar e altceva. No, și uite, automat alimentând asta, se modifică și sunetul, se simte, nu? Văd că nu face aici contact bine la masă, dar e ok acum. E alimentat la 5V și aici am avut multe probleme de OISCO, TSCO, normal modificările pentru 432 sunt foarte simple, să scot 3 piese și se pune o simplă bobină. Conform schemei, cred că este acolo pe schemă undeva trecut cum se modifică, așa că normal astea amândouă au fost pe 144, așa că ce să zic, dar toate am avut la amândouă transverter, am avut aceleași probleme, probleme de lipire, probleme minore, nu pot să zic că foarte mari, dar nu ești atent un pic și n-ai lipit ceva. Bun, am mai pățit, de exemplu, diodele, barul 63, ars, am mai pățit, de exemplu, alimentării, cineva a alimentat la tensiune mai mare, s-a ars automat, prima dată s-a ars caiurile și curios că intră și o tensiune de 12V, dacă alimentez, ți intră și în LTC, care e destul de scump și poți să-l arși și pe ăla, dar se pare că e o alimentare secundară și poate ai norocul să scape sau să funcționeze. Cum ai norocul, onorul India? Nu știu, eu după toate probele de făcut, în fiecare zi câte un pic, se pare că am reușit să le trag foarte ușor, să trag în bandă din bypass filterul ăsta de aici. Se trag foarte ușor, nu-i are două puncte, dar e un punct sigur și merge perfect. Noroc cu bar graful care îl are pe programarea de Atini, care acolo e simplu, merge foarte ușor programatul în Atini dacă ai câteva cunoștințe de bază, nu-ți trebuie multe cunoștință. Mai e probleme la... eu am zis ce probleme sunt. Probleme de la pic, acolo dacă le-ai programat bine, automat îți dai seama că funcționează. De exemplu, ai un LED acolo și uite, dacă scot acum, cum să arăt, uite, scot aici, să aprinde un LED, ar trebui să aprinde un LED. Da, uite, n-am scos. E cu OISCO, la mine nu. La TSCO automat se prinde LED-ul de avarie când scoți INT-ul. Și aici e chestia, nu știu de ce la asta nu se prinde LED-ul de avarie, că ar funcționa. Asta e.